ne dăruim și primim bucurie, căldură, pace și liniște sufletească, aducând totodată prin osul iubirii noastre. Aducem recunoștința noastră prin vers de colind Mântuitorului care a venit în lume să se nască și să crească, să ne mântuiască. Transparența de cristal a cântecului religios, a construcțiilor melodice, ca și atmosfera colindelor de orară duioșie, ne poartă nostalgic pașii pe ulițele copilăriei noastre, ducând mereu vestea cea bună, urări de belșug pentru anul care se apropie. Corul Bisericii Romano-Catolice, Batorii Pijman, este condus, așa cum am spus, de domnul Orozoeta și ne vor cânta cu piesele Pacea din cer se apropie, cerul coboară pe pământ, graduare în sacra nouă. Muzica coral bisericească, dragii mei, această muzică în spatele căreia, sau în spatele acestor armonii se află sute de ore de repetiții, sute de ore de muncă, muzica aceasta este un dialog direct al omului cu Dumnezeu și propune, practic, două stări fundamentale ale omului în fața Divinului. Mai exact, muzica religioasă este muzică de rugăciune și muzică de laudă. Rugăciunea interioară este starea de regăsire a propriului eu și este exprimată în tonuri minore, spun specialiștii în muzică, încărcate de lirism, adică în tonuri mai grave, în timp ce muzica, rugăciunea de laudă, muzica de laudă este exterioară, este închinată lui Dumnezeu și emană fericire și este susținută, practic, prin tonalități majore încărcate de luminozitate și optimism. În cele ce urmează, corul Batorii Pijman ne va exemplifica aceste trăsături ale muzicii corale bisericești. Oh, yeah.
să aducă laudă lui Dumnezeu și să vorbească despre minunea din Betlehem, corul Bisericii Baptiste, practic un grup vocal și un grup de fluiere, cu piesele Gloria in Excelsis. Ați auzit și mai devreme versurile care fac referire la mesajul îngerilor cuprins în Evanghelia de la Luca, Gloria in Excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Aceasta va fi prima piesă pe care vor interpreta cei de la Biserica Baptistă numărul 1. A doua piesă se numește The First Christmas, primul Crăciun. Este un colind englez publicat în 1823, care prezintă momentul venirii lui Mesia și emoțiile cerului și pământului, a îngerilor, a Betlehemului, Betlehemul numit și cetatea pâinii, emoțiile păstorilor, emoțiile magilor. Grupul de fluiere, numit Blockflute, va interpreta colindul american Jingle Bells și vor încheia cu o piesă din oratoriul celebru Der Messia, compus de celebrul compozitor Georg Friedrich Händel, un compozitor german contemporan cu Bach și, după cum știți, este un reprezentant de seamă al stilului baroc, domnul dirijor Lucuț Danil. Thank you.
Melodii frumoase, ci le transmit
înăuntrul nostru Sfântul Vior al Bucuriei Dumnezeiești. Ne vor exemplifica acest aspect, aducându-ne atmosfera caldă de urară duioșie, membrii coralei Banfi Laszlo, corală care de 16 ani este sub bagheta domnișoarei dirijor Ilona Pap. Numele coralei vine de la ctitorul Bisericii Reformate, baronul Banfi Laszlo. Momentul pregătit de dumnealor debutează cu piesa Luceapădul meu strălucitor, piesă compusă de Johann Sebastian Bach. Vor continua cu Bobocul de trandafir am florit de Michael Petroriu și vor încheia cu un îndemn. Creștini, bucurați-vă în această zi!
vă mulțumim pentru Colin, vă mulțumim pentru căldura pe care ne-a transmis-o și vă urăm amulți de cântat în cor. Pentru că o persoană dragă din acest cor mi-a spus că de 25 de ani cântă în acest cor și își mai dorește încă 25. Așa să fie, domnul diriginte.